Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 4 mai 2024. S-a făcut păcat pentru noi. Cămașa n-avea nicio cusătură, ci era dintr-o singură țesătură de sus până jos. Ioan, capitolul 19, versetul 23. În Evanghelia sa, apostolul iubirii scrie: Ostașii, după ce au răstignit pe Iisus, i-au luat hainele și le-au făcut patru părți. I-au luat și cămașa, care n-avea nicio cusătură, ci era dintr-o singură țesătură de sus până jos. Și-au zis între ei: Să n-o sfâșiem, ci să tragem la sorți a cui să fie. Am încheiat citatul din Ioan 19, versetele 23 și 24. Conform tradiției, mamele evreice confecționau astfel de cămăși ca daruri pentru fiilor care părăseau căminul părintesc. Chiar dacă nu avem certitudinea că Maria a confecționat-o ea însăși, cămașa lui Iisus era cu siguranță un obiect prețuit. Lucrul acesta este cu atât mai semnificativ cu cât, de-a lungul Sfintei Scripturi, hainele simbolizează comportamentul și caracterul. Apostolul Petru vorbește despre împodobirea cu smerenie, 1 Petru 5, versetul 5. Apostolul Pavel spune: Toți care ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos, Galateni 3, versetul 27. La fel ca haina sa, caracterul lui Hristos a fost fără cusur, dintr-o bucată, desăvârșit. Cuvintele "dintr-o singură țesătură de sus până jos" sugerează că el a fost întotdeauna condus de gândirea lui Dumnezeu. De fapt, Domnul Iisus însuși a spus: El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând, și tot ce face Tatăl, face și Fiul întocmai. Ioan 5, versetul 19. Cu toate acestea, când a fost răstignit, Domnul Iisus a lăsat la o parte straiul său fără cusături. S-a făcut blestem pentru noi, vezi Galateni 3, versetul 13, și a luat asupra sa haina păcatului care avea numele noastre pe ea. El a murit ca un criminal de rând pentru păcate pe care nu le-a săvârșit, ca noi să putem îmbrăca hainele neprihănirii lui. El a murit pentru ca niște păcătoși ca noi, care ne apropiem de cruce, să putem pleca îmbrăcați cu neprihănirea ca și cu o platoșă, cum scrie în Isaia 59, versetul 17, cu brâul neprihănirii și al credincioșiei, cum scrie în Isaia 11, versetul 5, și cu hainele mântuirii, cum scrie tot Isaia, în capitolul 61, versetul 10. Domnul Iisus ne-a pregătit un loc în ceruri, dar nu numai atât. El s-a asigurat că vom avea și haina potrivită pentru acea ocazie. Slăvit să fie binecuvântatul lui nume!